Suntem într-o biserică de secol XVIII, mai exact anul 1793. O adevărată bijuterie arhitecturală, care astăzi e într-o stare de degradare avansată. Dar această clădire, această biserică, acest monument ecleziastic are nevoie urgentă de restaurare. Iar prin restaurare spun restaurare completă. E păcat ca Republica Moldova să piardă asemenea perle care și așa au rămas foarte puține pe teritoriul țării. Da, biserica era atât pastrată, mai scurt cum. Păi este vreme, dar și dacă el are peste 200 și ceva de ani. Ce acasă, am fi bucuros pentru nu numai sată, dar și raionul, Republica, și bine instaurată, dar părere de rău, vedeți cum e, nu e așa un suflet, să zic, care s-a pus și cumva să ducem la capăt. Biserica din lemn din satul Măcăreuca, pomenită prima dată în documente în anul 1793, a fost locul în care mii de oameni l-au slujit pe Dumnezeu. Aici sătenii se cununau, își botezau copiii, își plângeau morții. În acest lăcaș sfânt a primit taina Sfântului Botez și actualul preot al satului. De aproape 3 decenii însă, ușile bisericii nu mai sunt deschise pentru slujbe, iar cuvântul Domnului nu se mai face auzit. E o problemă foarte greș, foarte cum... S-a mărit pe suflet, cum s-a spune. Dar trăgem nădejde în bunul Dumnezeu, Maica Domnului. A ajuns să se încreadă în forțele divine după ce și-a pierdut speranța că autoritățile vor putea salva biserica. Au fost așa mult chestii, din România mai nică au fost, de unde nu au fost câte. Dar au arătat pe televizor și parcă asta e prima dată. Și nimeni nu a făcut nimic? Nu a făcut, dar părinții și-au înaintea mie totul, dat pe reclamă, prin... L-a ratat, mândrije, nu s-a mai făcut nimic și eu spun că nu mă nădejez în bunul Dumnezeu. Poate, poate. Dar oamenii din sat ce vă zic? Dar și oamenii. Oamenii unde am așa, care am știut eu nu mai sunt și care au fost, nu mai sunt amoși oameni. Matador știi că ești învățat om. Nu e și nu-i tragere și e dragoste, încă o dată spun, dragoste dacă ar fi, ar fi tărgine, dar dacă nu-i dragoste, eu încă o dată spun, n-am nicio dânsă și care a fost primari, că Dumnezeu să-i binecuvânteze și vă. Primăria Cotova și cu Drochia, de mult o făceau biserica asta. Asta e bezbă. Dar dacă nu e. Biserica din lemn de la Măcăreuca este un monument de arhitectură, inclus în Registrul Național de Ocrotire a Monumentelor de Stat. Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport în 2013-14 a elaborat un proiect, o schiță arhitecturală de restaurare a acestei bisericuțe cu devizurile de cheltuieli. Pe atunci sau în acele vremuri costul pentru restaurarea acestui edificiu ajungeau la 3 milioane lei, bani bineînțeles pe care Consiliul Raional sau Autoritatea Publică Locală de nivelul 1 nu îi avea. Și așa a și rămas. În urmă cu câțiva ani am lansat o campanie de sensibilizare la nivel național. S-au făcut foarte multe articole în ziarele, atât locale cât și naționale, dar și televiziunile naționale s-au implicat. S-a deschis un cont bancar, dar din păcate nu au fost colectați bani pentru restaurare. La ora actuală, bineînțeles că costurile costă sunt foarte mari pentru restaurarea acestui edificiu, dar din păcate se află într-o stare deplorabilă și necesită urgent intervenția instituțiilor de resort care sunt responsabile de restaurarea acestui monument, pentru că riscăm să pierdem un monument care este un obiectiv turistic, dar și foarte important pentru comunitatea atât din raionul Drochia cât și din Republica Moldova. O restaurare a avut loc în anul 1985, la inițiativa lui Petru Flocos, un prezent președintele Asociației Fermierilor din raionul Drochia. În biserica de lemn se trecea slujbe. Îndeoseb iarna, se trecea anume în bisericuța de lemn, deoarece era cald. Aici era frig, pentru că era din piatră. Păi nu funcționează vreo 25 de ani. Atunci, din 85, răzic a fost reparată în timp de un an jumătate, adică 85-86, și de acum a fost pus. Dar ea nu a lucrat din 86, ea a lucrat din momentul când s-a început renașterea bisericii, adică când s-a început a construi câțiva ani, nu a fost.
Dacă dumneavoastră nu v-a apucat atât de restaurare, ea mai era în picioare? Păi nu era, desigur. Eram la momentul acela cruci. Dacă acum, într-o stare deplorabilă așa, și crucile mai stau încă la locul lor, atunci crucile nu stăteau așa, crucile stăteau jos. Da, da, erau mai rău, într-o situație mai grea. Dar am reparat-o. Apoi a încercat să depună proiectul de restaurare la diferite concursuri, însă de fiecare dată dosarul nu trecea. Ultima încercare a fost în anul 2018, la un proiect transfrontalier România-Moldova. Am decăzut din momentul ăsta când ne-a spus că pământul de sub biserică nu și contractul s-a terminat. Adică un proiect oglindă trebuia în regiunea Iașului să repare o biserică și să repare biserica aceasta. Și de atâta noi și-am făcut atâtea demersuri și la Ministerul Culturii și la Metropolia Moldovei ca să permite trecerea la gestiunea primăriei Cotova a bisericii și au fost de acord, scrisorile sunt, le prezentare, se vedea și demersurile, sunt de acord. Dar, cu părere de rău, terenul de sub biserică, vreau să zic că este hașurat, vreau să zic că ca și cum ca aparține Metropoliei Moldovei. Din cauza asta, vreau să zic că Ministerul Culturii nu a putut să încheie contract, vreau să zic că de transmitere. Și noi am ieșit din joacă și alt partener... Nu, a fost, nu, bă, nici nu a fost vorba discuții de teren, nu s-a știut lucrul ăsta. Nu, dar biserica odată nu e problemă. Și poate fi reparată de oricine, în principiu. Această biserică se poate salva dacă toate instituțiile statului se vor concentra pe acest obiectiv de restaurare și de salvare a acestei bijuterii. Și aici vorbesc și de autoritățile publice locale, și de comunitate, dar și de Ministerul Culturii, bineînțeles, guvern și așa mai departe. Pentru că nu avem atât de multe biserici din lemn restaurate la nivel de țară. Pe de altă parte, ministrul culturii afirmă că responsabilitatea pentru starea monumentului istoric aparține primăriei. Dacă se află un monument istoric, aparține la apeleului, aparține unui agent economic sau unui persoane private, responsabil de ce se întâmplă cu acest monument este apeleul, în primul rând. Da? Și dacă ceea ce se întâmplă depășește posibilitățile și instrumentele care le au ei la dispoziție, atunci trebuie să se adreseze mai sus la Ministerul Culturii, ca noi să intervenim, să vedem cu ce putem să ajutăm, astfel ca să nu fie adus prejudiciu monumentului istoric. Actualul primar, care a preluat mandatul acum câteva luni, nu are bani pentru asemenea lucrări complexe. O altă neînțelegere ține de cui aparține pământul de sub biserică. Cineva susține că ar aparține Mitropoliei Basarabiei, altcineva că Mitropoliei Moldovei. Am telefonat ambelor părți și am aflat că mitropoliile nu au nicio legătură cu acest teren. Iar studiind datele de la cadastru, am stabilit că terenul este indicat în acte că aparține, de fapt, primăriei din localitate. Noi am verificat la cadastru, iar pământul de sub biserică aparține autorității publice locale, ceea ce nu, adică nu vă împiedică să faceți ceva lucrări de conservare acolo. Credeți că ați putea găsi, eu știu, vreo sursă ca să o păstrați în stare în care ea acum să nu se degradeze mai tare? Când s-a planificat bugetul pe anul 2024, nu a fost inclusă soluționarea cu conservarea bisericii date. Nu știu, cred că cu ajutorul Consiliului Raional, cu implicarea Guvernului, cred că vom putea hotărâ întrebarea asta. Cât timp a fost primar, au fost încercări de a o conserva, de a o reabilita? Noi am lucrat cu Direcția Raională de Cultură și ne-am adresat la multe și la Ministerul Culturii, dar noi, primăria nu a avut posibilitate să facă nici conservare, nici reparație la... Mm-hmm. Păi și ce răspunsuri ați primit de fiecare dată când v-ați adresat? Ca să vii, ca să vadă, ca să, când o să fie finanțare și s-a făcut și proiecte Conacu, dar deja e vorba că împreună cu Conacu să fac și reparația la biserică, dar așa și s-a stopat cu întrebarea asta. Dumneavoastră considerați că ea trebuie reabilitată, trebuie salvată? Cum o vedeți? E importantă pentru sat, pentru țară?
este între aceea că primăria nu are așa posibilitate să o repare. Asta e una. Și într-a doilea rând, acolo trebuie meșteri care la moment nu se găsește. Acolo e acoperit biserica asta, acoperișul cu șândilă de asta, care la momentul de față nu sunt specialiști la noi. Ultima dată când a fost reparată, eu a fost în timpul gospodăriei, cu tot ce s-a reparat, din România au fost niște meșteri și au făcut reparat. Dar de atunci au trecut 30, dacă nu chiar 40 de ani. De altfel, conservarea bisericii din lemn din Măcăreuca figurează în lista de proiecte câștigate în anul 2022 în cadrul programului Satul European, de rând cu reabilitarea conacului Rousseau aflat în vecinătate. Doar că lucrările, care încă nu sunt gata, vizează exclusiv conacul. Am încercat să aflăm de ce biserica din lemn a fost exclusă. Pentru asta am discutat cu managerul proiectului, care s-a dovedit a fi Petru Flocosu. De ce faceți doar un obiectiv, dar biserica nu puteți să o includeți în... Chestia că de la început, eu v-am spus cu 3 ani în urmă, dar zic că acest proiect a fost înaintat la ATR Nord, dar n-a trecut, că noi am vrut și una și alta. Și sumele erau mari, adică era normal, adică, dar n-a trecut. A trecut numai două, muzeul de la Soroga și muzeul de la Belț. Atunci, pe urmă, peste un an, dar poate chiar și mai puțin, am aplicat de acum la satul european, dar la satul european pentru monumentele, pentru patrimoniu, se acordă până la 5 milioane. Și atunci ne-am apreciat, în primul rând, la Conac, că în jurul la 5 milioane, dar cum îi spune, cu biserica, trebuie să facă un sarcofag deasupra ca să o conserveze, ca și cum, care costa 1 milion și vreo, îmi pare, vreo 700.000 sau jumătate, în orice caz, undeva pe aici. Și nu s-a acceptat. În afară de asta, parcul sau amenajarea, vreau zic, teritoriul conacului, vreau zic, tot costă în jurul la vreo 700.000 de acolo. Păi da, dar cum ați aplicat cu denumire? Că denumirea proiectului la tenderul ăsta este restaurare conac și conservare biserică. De ce nu i-a schimbat denumirea? Dacă... Păi nu am putut să schimba pentru că așa a fost proiectul tehnic scris. Înțelegeți? Păi și acum dacă ei vin să verifice, n-aveți probleme? Nu, 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 nu. Păi numai contractul a fost numai pentru restaurarea conacului. Contractul închis între noi și satul, între primărie și satul european. Nu. Nu este prima dată când jurnaliștii scriu despre starea deplorabilă în care se află această biserică seculară. De această dată, opinia publică a fost atenționată de jurnalistul Vadim Șterbate din nordul țării, care a constatat că față de anul trecut, biserica s-a înclinat și mai mult. Jurnalistul a făcut o postare pe Facebook prin care a cerut intervenția imediată a Guvernului și a Ministerului Culturii pentru a salva construcția prețioasă. Titlul articolului este Ultimele zile a bisericii din Măcăreuca. Deci, asta înseamnă în câteva zile se va prăbuși. Dacă nu vom interveni azi, acum, pe ce bază au fost stabilite că anume aceste zile sunt ultimele și nu 3 ani în urmă și nu peste 5 ani? Și intervenția rapidă și emotivă și impulsionată așa de niște intenții extrem de bune, la un moment dat poate aduce mai multă daună decât vremea și decât degradarea firească. Am văzut în comentarii la acea postare îndemnuri sincere, ajunge să mai așteptăm. Chiar e așa de greu să pui mâna pe o scândură, niște cui și un ciocan, să te duci să repari? Dragii mei, asta este îndemn la crimă.